Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbim despre top 4 telefoane în bugetul de 2-3 mii de lei. Înainte de toate, nu uita să te abonezi canalului pentru alte recomandări de telefoane, dar și review-uri și ceva gaming. Primul telefon ar fi un Realme X2 Pro. Este un flagship killer în adevăratul sens al cuvântului. La 2100 de lei primim procesorul de top de anul trecut, din toamnă, adică Snapdragon 855 Plus, construcție premium cu Gorilla Glass 5 și ramă din aluminiu, ecran AMOLED Full HD de 90Hz, difuzoare stereo, dar și o baterie de 4000 mAh cu încărcare la 50W. Cel mai bine e să spun minusurile, fiind puține la acest preț, și anume lipsa protecției la apă și praf, camera ultra-wide, dar și camera frontală filmează în doar Full HD. Samsung Galaxy A90. Acesta poate fi găsit în jurul a 2200 de lei, maxim 2300. Mai mult nu recomand să plătiți pentru acest telefon. Este cam același lucru cu Realme X2 Pro, însă este o idee mai premium. Adică, e un pic mai subțire și vine cu Gorilla Glass 6 pe față și pe spate. Procesorul și aici este cel de top de anul trecut, însă varianta Snapdragon 855. Diferențe în realitate nu vor fi. La baterie este mai bine, are 4500 de mAh, însă încărcarea este la doar 25W și nu are jack de căști. La camere aș spune că sunt cam la același nivel. Ecranul este tot AMOLED, însă la doar 60Hz. Nici acesta nu are protecție oficială la apă și praf. Samsung Galaxy S10e. Pe acesta îl recomand doar în cazul în care vrei un telefon cu adevărat compact, dar și puternic și bun la camere în același timp. Are deja un an și ceva de la lansare, însă încă este un telefon bun la camere, mai bun decât toate din acest top. Are și protecție la apă și praf IP68, difuzoare stereo, jack de căști și cam tot ce se putea pune mai bun în 2019. Minusurile ar fi că ecranul este la doar 60Hz, încărcarea la doar 15W, dar și procesorul. Procesorul este bun, nu mă înțelegeți greșit, însă la sesiuni mai lungi de gaming e posibil să intre în throttling și să-și scadă din performanță. Din cauza asta rezultă drop frame-uri ocazionale și la banii ăștia, din punctul meu de vedere, nu e prea ok. Totuși, nu își scade performanța foarte mult, e încă bine. Dacă nu te joci foarte mult pe telefon, nu ai de ce să îți faci griji. Ultimul în bugetul de 2-3 mii de lei ar fi OnePlus 7T. Sincer, dacă e să alegi între Realme X2 Pro și OnePlus 7T, e destul de greu. Adică și acesta vine cu ecran de 90Hz, același procesor, camera spune o idee mai bune, totuși însă sub S10e, încărcare suficient de rapidă la 30W, dar și cu promisiunea de a primi update-uri timp de 3 ani, adică posibil chiar și Android 13. Totodată e și subțire, doar o idee mai gros decât S10e, dar mai subțire decât A90. Un plus este designul la acest telefon din punctul meu de vedere. Singurele minusuri la acești bani ar fi lipsa jack-ului de căști, dar și lipsa oficială a protecției la apă și praf. De ce m-am oprit la 2500 de lei când eu am zis între 2000 și 3000 de lei? Sunt niște telefoane la puțin peste 3000 de lei care merită mult mai mult banii decât tot ce ați găsi între 2500 și 3000 de lei. Cam atât pentru astăzi, eu sper că v-am ajutat, nu uitați de un like și o abonare, cu clopoțel neapărat, până data viitoare, numai bine!